Patru membri ai cabinetului May au demisionat la câteva ore după ce guvernul britanic a aprobat acordul pentru Brexit de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. În semn de protest față de acest acord, ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, și-a înaintat joi demisia. Acesta a spus că planul Terezei May amenință integritatea Marii Britanii. Gestul lui Raab a fost urmat la scurt timp de alte trei demisii. Este vorba despre secretarul privind Brexitul, Suella Braverman, secretarul pentru muncă și pensii, Esther McVeigh, și ministrul adjunct pentru Irlanda de Nord, Sailesh Vara. În ciuda demisiilor în masă, premierul Theresa May a dat asigurări că proiectul de acord al Brexitului răspunde votului britanicilor în vederea ieșirii din Uniunea Europeană. Odată obținută aprobarea guvernului, acordul de Brexit va merge spre validare într-un summit excepțional al liderilor europeni, iar apoi va trebui să fie ratificat de Parlamentul Britanic, parlamentele naționale ale statelor din Uniunea Europeană și în Parlamentul European. Termenul limită pentru finalizarea Brexitului este data de 29 martie 2019. Panică într-o stație de metrou din orașul italian Milano. Cel puțin 17 persoane au fost rănite joi după ce o garnitură de tren a frânat brusc din cauza întreruperii alimentării cu electricitate, scrie cotidianul La Repubblica. Potrivit sursei citate, alimentarea cu energie a fost oprită în contextul în care camerele de supraveghere au surprins o femeie care a intrat într-o zonă neautorizată din tunel cu presupuse intenții sinucigașe. 17 pasageri au fost răniți, iar la fața locului au fost trimise mai multe ambulanțe, însă autoritățile transmit că toți pasagerii sunt în afara oricărui pericol. Din cauza incidentului, circulația trenurilor de metrou a fost afectată, iar regia de transport din Milano și-a cerut scuze pentru incident și a declanșat o anchetă. Bilanțul victimelor Camp Fire, cel mai mortal și distrugător incendiu din istoria Californiei, a ajuns la 59 de morți și peste 130 de persoane dispărute. Cele mai recente persoane decedate au fost descoperite la nord de capitala statului Sacramento, în localitatea Paradise, una dintre cele mai afectate de incendiu. Camp Fire a cuprins aproximativ 55.800 de hectare și este controlat doar în proporție de 35% de către pompieri și echipele de salvatori. Conform autorităților, un număr de 10.321 de proprietăți au fost distruse de flăcări. Incendiul a izbucnit săptămâna trecută lângă Thousand Oaks, iar flăcările s-au extins până în stațiunea Malibu, unde au fost emise ordine de evacuare valabile pentru sute de mii de persoane. Acestea sunt încă în vigoare și nici nu vor fi ridicate vreme de câteva săptămâni.